Hello Coffee People! Bine ați venit la primul nostru episod din seria Black Flavor Shorts. În cele 25 de episoade vă vom descrie în mare ce este cafeaua și modul de preparare al acesteia. Cafeaua este un produs obținut din boabele arborelui de cafea. De ce este o băutură atât de populară? Fiindcă este delicioasă! Boabele, de fapt, sunt semințele arborului de cafea care conțin nutrienții necesari creșterii viitorului arbust. Boabele verzi sunt prăjite și așa avem celebrele boabe cafenii. Ele pot fi mai închise sau mai deschise la culoare în funcție de gradul de prăjire. Dar fără să intrăm în prea multe detalii, cum vă spuneam, există o mulțime de metode de preparare și instrumente care ne ajută să avem în ceașcă o băutură delicioasă. Pe scurt, bobul conține 72% lemn, din restul de 28% extragem ceea ce ne este necesar. Uleiuri volatile, substanțe solubile și nesolubile, dar dacă am extrage toți cei 28%, nu am putea consuma cafeaua. Astfel că ideal este să avem în ceașcă între 18 și 22% din totalul cafelei măcinate. Prin urmare, indiferent de cum vă place să o consumați, rece sau caldă, acasă, la serviciu sau într-o cafenea, nu uitați că, înainte de toate, cafeaua este o experiență de viață. Eu sunt Ane Marin și până data viitoare vă urez toate cele bune! Și nu uitați de share, like, subscribe! V-am pupat!